creativitate, pasiune, dragoste pentru culoare, atenție la detalii. Iată ingredientele unor aranjamente florale unice. Orhidee, aloe, yucca, guzmania, cactus. Aranjamente în vase de sticlă și ceramică. Flori pline de parfum și culoare. Toate le găsiți la Florăria Doamnei Eugenia. Un loc plăcut, primitor cu flori alese, care vă încântă cu aranjamente speciale pentru nunți, botezuri, aniversări și alte momente speciale. Vino la Florăria Doamnei Eugenia din complex Ancora Parter și alege florile perfecte! Cine nu e gata, îl iau cu ciocolata! La bunătățile copilăriei! Cu ciocolată plus alune, căpșuni, Oreo, biscuiți, banane, orfinetii. 10, 20, 30, 10 de gogoși calde, cu vanilie, papanaș, cu gem și smântână, gofre mici sau mari. La bunătățile copilăriei! Lângă piața centrală. Femeie încrezătoare, ești frumoasă. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Îți modelăm apetisant, în pas cu timpul, trupul non-invaziv, reconturat și ferm, în timp record. Criolipoza este numai începutul. Jos, colacei! Hai, curaj! Șoferă-ți care sfăt suprem o oră de masaj. Pachete și oferte avem destule, te ajutăm să ieși în avantaj și alege deci să fii frumoasă cu make-up, bronz și cu drenaj. Deci frumusețea ta e pentru noi un scop. În plus, pentru bărbați avem și barbershop. Se oglindește până în vârf de unghiulacul. Mistere sfirele de păr. Centrul de frumusețe Vis te așteaptă, pentru că visele nu dor. Am zis, notează-ți în agenda ta, femeie dragă, la V, Centrul de frumusețe Vis. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... 3 morți și 2 răniți astăzi după ce în explozia de aeri au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine. Bun găsit, dragi telespectatori de televiziune online, Camelia Sacheti sunt. Din cele peste 3.000 de persoane încadrate în învățământul preuniversitar din județ, mai bine de 1.000 sunt dispuse să se vaccineze. Încă un pompier giurgiuvean s-a retras din activitate. ARN-ul n-are treabă cu ADN-ul. Cine spune asta? De ce? Aflăm imediat. Incendiu la un solar din localitatea Novaci. Cum s-a întâmplat acestea, dar și multe alte subiecte. Le discutăm împreună cu Nicoleta Pană. Bun găsit, Nicol! Bun găsit! Începem Breaking News, așadar vă spuneam că avem subiecte multe pe ordinea de zi și suntem din ce în ce mai aproape de adevăr. Am început campania în forță și etapa a doua campanie de vaccinare începe azi la propriu cu 4 centre disponibile în județul Giurgiu. Pentru că este vorba de vaccinarea propriu-zisă, startul a fost dat pe data de 15. Astăzi sunt 4 centre fixe de vaccinare din cele anunțate. Giurgiuvenii le au la dispoziție, 2 sunt în municipiu, la Spitalul Județean de Urgență și la sala de sport a colegiului viceamiral Ioan Bălănescu. Unul este în orașul Bolintin Vale și la Spitalul Orășenesc Bolintin Vale.
la secția de pediatrie și un altul în comuna Hotarle, în incinta sălii de sport, sălii de sport a liceului Udriștean Sturel. Capacitatea de vaccinare este de 120 de persoane pe zi la centrul de la Spitalul Județean și la cel de la Bolintin Vale și 60 de persoane pe zi la centrul de la Colegiul Viceamiral Ion Bălănescu și la cel din comuna Hotarele. Astfel, pentru perioada 18-22 ianuarie s-au realizat 1639 de programări la vaccinare, dintre care 831 la nivelul centrelor de vaccinare din municipiul Giurgiu, 600 la cel din Bolintin Vale și 208 la Hotarele. Apelurile în call center, înscrierea pe platforma online de vaccinare, se realizează la nivel național, atât folosind numărul call center, cât și platforma funcțională care deservește fiecare județ și nu există o evidență oficială a persoanelor din județul Giurgiu care au apelat ori s-au înscris pentru a se programa la vaccinare. După cum vă spuneam, etapa a doua de vaccinare a debutat în Giurgiu pe 15 ianuarie, când au fost vaccinate 42 de persoane din cadrul DGASPC Giurgiu, iar a doua zi, pe 16 ianuarie, au mai fost vaccinate încă 48, tot din cadrul DGASPC, și s-a utilizat unitatea mobilă de vaccinare în aceste situații. Iar astăzi vorbim despre aceste patru centre, dacă vorbim pe cifre. Unul din centre, cel de la fostul liceu de marină, de la Colegiul Tehnic Viceamiral Ion Bălănescu, s-a deschis și el astăzi la ora 8. Au fost înscrise prin platforma online multe persoane de peste 65 de ani, dar și câteva din domeniile cheie. Am fost și noi acolo și am văzut curajoase aceste persoane și chiar o bătrână de 94 de ani a venit să se vaccineze, să vedem imaginile. Centrul de vaccinare din municipiul Giurgiu, amenajat în incinta sălii de sport a liceului Viceamiral Bălănescu, s-a deschis dimineață la ora 8. Astfel, cea de-a doua etapă de vaccinare a debutat și la Giurgiu, iar printre primii vaccinați, o femeie și un bărbat, soț și soție, dar și mama femeii în vârstă de 94 de ani. Împreună suntem o familie, mama, soția, și ne-am programat. La ora 15 am primit un telefon că putem veni chiar mai din timp. La televizor văzusem cu totul altceva și mă bucur că e o bună organizare, înseamnă că la Giurgiu e puțin mai altfel. V-a convins cineva să vă vaccina sau ați luat propria decizie? Nu a trebuit să ne conving. Ne-am interesat, am auzit, am ascultat medici, profesori și ne-am convins. N-aveți nicio temere? Nu, deocamdată nu. Noi an de an facem vaccinul antigripal. Și n-am avut probleme niciodată, chiar și maica mea a făcut vaccinul în fiecare toamnă. Ce vârstă are cea bătrână? 94. Să dea. Cum v-ați programat? A fost ușor? A fost greu? Pe platformă a fost foarte ușor. Foarte ușor. A durat 20 de minute. Foarte ușor. Poate să fie mai greu pentru cine nu prea e obișnuit să lucreze online și să activeze platforma, dar la noi n-a fost problemă. Cei care au venit să se vaccineze azi, majoritatea persoane de peste 65 de ani, s-au programat singuri prin platforma online sau au fost ajutați de copii. Cert este că nu i-a convins nimeni să se vaccineze, au decis singuri. Veniți să vă vaccinați? Da. Cum v-ați programat? Păi acum câteva zile ne-a programat băiatul. Online? Pe internet v-a programat? Da. Cine v-a convins să vă vaccinați? Păi, în familie ne-am hotărât să... Da. N-aveți nicio temere? Poftim? Vă e frică de vaccin? Nu. Ce vrea Dumnezeu, ce să-i facem? Asta e. Și dumneavoastră și soția, am înțeles că vă vaccinați? Soția este, da. Ești soția ei dusă acolo, da. Amândoi suntem, da. La centrul de vaccinare din interiorul sălii de sport a fostului liceu de marină totul decurge normal. Au fost stabilite circuite, perimetre de așteptare și de monitorizare post-vaccinare. Azi, sub coordonarea medicului epidemiolog Irina Mărculescu. Doamna doctor, cum decurge vaccinarea aici la centrul din municipiu? Bună ziua, a decurs normal, am început la ora 8.
Au venit pacienții cu emoții, dar totul a decurs foarte bine și fără reacții adverse, fără niciun fel de problemă. Totul este așa cum vedeți. Poate vine pacientul care se programează. Aici, în partea aceasta, îi se face triajul. După care doamna registratorul îi va da actele necesare. După aceea se va duce și își va face vaccinul și în acea parte va sta la triaj, la partea de monitorizare post-vaccinare. Ați avut numai persoane în vârstă astăzi? Am avut și câteva persoane care prezintă, intră în grupele de risc și acelea trebuie să se vaccineze. Aveți o statistică până la această oră câte au fost? Pe centrul nostru cam 35-37 de persoane, cam așa. La acest centru, capacitatea de vaccinare este de 60 de persoane pe zi, iar personalul medical din centru provine de la Spitalul Județean Giurgiu și serviciul de ambulanță. Așadar, foarte bine organizată treaba aici la Viceamiral Ion Bălănescu, nici nu era înghesuială, totul a mers conform programării. Cum vă și spuneam, nu se pot vaccina mai mult de 60 de persoane pe zi, dar 35-36, spunea doamna. Până la acea oră, până la ora la care am filmat noi, așa se vaccinaseră, dar nu sunt timpi morți, în sensul că dacă lucrurile decurg bine, cei care urmează sunt sunați să vină mai devreme și tot așa. Așa ar trebui să fie, pentru că, de exemplu, în țară au fost situații în care s-au dus mai devreme și cu 2 ore. Da. Și chiar și pe rotunda Marianelor Frumoase, mai devreme nu înseamnă punctual și tocmai că se dorește evitarea aglomerării și de-aia se fac aceste programări și este bine să le respectăm și ca să nu pierdem timpul și să nu ne aglomerăm pur și simplu. Dar în unele centre au și venit vaccinurile mai târziu sau nu au fost doze suficiente, au fost fel și fel de problemă, nici în județul Giurgiu nu toate centrele sunt pregătite sau autorizate de Ministerul Sănătății, dar toate astea se vor regla pe parcurs, că așa e începutul, da, mai greoi, dinamică. Exact. Și se vor rezolva și vom urmări și noi toate aceste etape de vaccinare și evoluția lor. Vom mai merge la aceste centre, așteptăm să se deschidă și cel de la sala de sport a școlii numărul 10, dar deocamdată lucrurile funcționează, dar spuneam, e și în funcție de câte vaccinuri vin către județul Giurgiu. Da, și pentru că tot vorbeam așa în date statistice și încercam să avem o imagine pe ansamblu, în cifre, iată, din cele peste 3.000 de persoane încadrate în învățământul preuniversitar din județ, mai bine de 1.000 s-ar vaccina. Asta pentru că am aflat și care este situația la nivelul municipiului Giurgiu, dar în țară, la nivelul învățământului preuniversitar, 45,6% dintre angajați din învățământ au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de peste 2900 de angajați în sistemul de învățământ preuniversitar. Așa, asta potrivit unui comunicat al Ministrului Educației și pentru că au fost făcute sondaje în inspectoratele giurgiuvene vis-a-vis de disponibilitatea de vaccinare, am vrut și noi să aflăm care este situația în județul Giurgiu. În județul Giurgiu, după această consultare, la data de 15 ianuarie, s-ar vaccina 39,45% din personalul didactic de predare, 41,58% din cel auxiliar și 36,69% din personalul nedidactic. Dacă vă întrebați cât însumează cadrele din învățământul preuniversitar, vorbim de 3.018 persoane și dintre acestea, iată, mult mai puțin de jumătate, 1.196 și-au exprimat disponibilitatea pentru vaccinare, adică un procent de 36,63%.
Iar din totalul de 2307 de persoane din categoria personal didactic și-au exprimat disponibilitatea pentru vaccinare, 910, iar din cele 202 de persoane din categoria personal didactic auxiliar, 84 sunt gata de vaccinare. Și ca un total, din cele care sunt încadrate la personal nedidactic, din 509, 202 sunt dispuse să se vaccineze. Da, așadar am vorbit mai mult în procente. Se vor mai modifica aceste cifre. Se modifică și se tot întreabă, urmează să vadă și după cea de-a doua etapă. Unii se pot răzgândi în sensul că nu mai vor să se vaccineze, alții se răzgândesc în celălalt sens, da, și tot așa vom vedea aceste cifre oscilând de acum înainte. Să vedem acum dacă ne ajung și vaccinurile, pentru că la un moment dat se produsese așa un pic de panică, chiar erau discuții pe Facebook în weekend, că da, oare vaccinurile vor ajunge? Iată, cea de-a cincea tranșă de vaccin anticovid produs de Pfizer și BioNTech ajunge astăzi în România pe cale aeriană, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră, deci urmează să vin. În timp ce ați văzut cum se desfășoară și la Giurgiu campania de vaccinare, alte vaccinuri au aterizat la noi în țară, iar pe cale terestră sunt repartizate în aceste centre. Peste 88.000 de doze vor fi transportate în condiții optime, cu gheață carbonică și folie etanșă. V-am spus condițiile în care trebuie păstrate fiecare în parte, fiecare vaccin în parte, cred că sunteți lămuriți din punctul acesta de vedere. Și în centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pentru că încă mai există o bază de solicitări transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare prin direcțiile de sănătate publică, județene. Și iată, așteptăm alocarea dozelor. Totuși, capacitatea de producție este redusă, dacă stăm să ne gândim, pentru că dacă în România se dorește, de exemplu, să se atingă acel target de 100.000 de vaccinări pe zi, e cam imposibil, pentru că atâta timp cât ne sunt livrate, iată, 88.000 de doze și nu zilnic, da, deci se dau așa cu porția, să spunem, nu se va atinge acea capacitate. Ce, cum și să zice, noroc cu scepticii? Nu noroc cu scepticii, ghinion cu cei care s-au programat și trebuie să aștepte mai mult decât estimau. Pentru că, iată, în ceea ce privește calendarul de livrare a dozelor, compania Pfizer a anunțat revenirea la programul inițial de livrări către Uniunea Europeană, începând cu 25 ianuarie, cu cantități crescute, începând cu săptămâna 15 februarie. Deci va trebui să se producă o cantitate mult mai mare de vaccinuri pentru a face față în toată Europa, pentru că toți s-au, să spunem, nu înghesuit. Au optat să cumpere de la Pfizer BioNTech și cu acest vaccin se pare că se merge înainte de acum încolo, dar nu sunt produse atâtea doze cât sunt solicitate. Așa că procesul automat de vaccinare, procesul se va prelungi și nu se va încheia atât de repede pe cât au estimat autoritățile. Da, și pentru că tot vorbeam despre aceste două firme producătoare de vaccinuri care merg pe principiul ARN, aflăm astăzi că ARN-ul n-are treabă cu ADN-ul. Atenționarea a fost făcută de către Comisia Europeană și publicată și în această dimineață de europarlamentarul Dan Motreanu, șeful liberalilor giugiuveni, pe pagina sa de Facebook. V-am dat acolo și link-ul pentru conformitate. Vaccinurile cu acid nucleic, adică ARN, acel ARN de care v-am vorbit, precum și cele produse de BioNTech, Pfizer și Moderna, conțin o parte din instrucțiunile virusului, instrucțiunile în ghilimele, care cauzează acest COVID-19. Urmându-le, celulele corpului vor produce o proteină care este specifică acestui virus, se mai arată în precizare. Sistemul imunitar va ști că această proteină unică nu ar trebui să fie prezentă în organism și va reacționa producând mijloace naturale de apărare împotriva infectării cu COVID-19.
Da, iar pentru cei mulți care răspândesc mesaje antivaccinare care nu se bazează pe dovezi științifice, ni se mai spune în această postare că afirmațiile nefondate, potrivit cărora vaccinurile ar modifica ADN-ul sau i-ar otrăvi pe pacient, sunt suficiente pentru a-i speria și a-i determina pe oameni să respingă ideea vaccinării. Vaccinarea ar putea proteja pe de complicații medicale severe care le-ar putea salva viața. Printre sceptici trebuie să menționăm că sunt și cei care acceptă vaccinurile în general, numai de acesta în speță, de acestea două care au fost făcute foarte repede și scoase pe piață, omologate deja și distribuite spre folosire, se face vorbire, da, atât de mult. A fost pentru... un timp foarte scurt, a apărut pandemia, imediat și vaccinul și nici campania de vaccinare nu a pornit chiar așa cu dreptul, în sensul că nici acele spoturi nu i-au convins pe oameni să se vaccineze, plus alte discuții, plus comunicarea nu tocmai bună de la nivelul celor care organizează această campanie și uite așa ajungem și la rezultatul sondajului Curs, care relevă că această campanie de vaccinare se desfășoară rău. Au fost chestionați oameni și au spus, iată, 53% dintre români nu văd cu ochi buni campania de vaccinare contra COVID, în timp ce 41% consideră că efortul autorităților funcționează. Întrebați dacă s-ar vaccina, românii spun așa, 38% s-ar vaccina cu siguranță, 21% probabil se vor vaccina, dar mai așteaptă, 12% sunt hotărâți să nu se vaccineze, 12%, alte 12% afirmă că probabil nu se vor vaccina, 13% nehotărâți. Și vorbeam și în materialul nostru, i-am întrebat și noi pe vârstnicii noștri cui a aparținut decizia de a se vaccina sau nu, 44% au ținut cont de părerea medicilor, 36% de familie, 24% de prieteni, 16% s-au încrezut în sfaturile preoților, 11% internetul, a cântărit și el acolo în decizia fie de a se vaccina, fie de a nu se vaccina, mass media 9%, mi s-a părut aici un procent surprinzător de mic, semn că oamenii nu mai au încredere în mass media, și 5% lideri politici, 14% nimănui, 4% nu au știut și nu au răspuns. Da. Ce să zic, în același timp trebuie să ne documentăm, pentru că indiferent de unde ne luăm informația, trebuie să ne asigurăm că este una corectă și să o verificăm din mai multe surse, chiar așa, poate chiar din trei, cum se face în jurnalism, dar este foarte importantă această documentare pentru noi înșine, și cu familia, și cu prietenii, și cu cât mai multe păreri, dar în același timp nu pot să nu observ faptul că la noi în Giurgiu este undeva un procent mai scăzut a celor doritori să se vaccineze, cel puțin din ceea ce relevă acel mini-sondaj efectuat la Inspectoratul Județean Școlar, pentru că noi suntem și cei mai săraci și cu locuri mai puține de muncă și cu suntem și fruntași la prezența de tuberculoză. Da, dar nimeni n-a făcut un studiu să vadă dacă sărăcia, bogăția au contribuit la decizia de a se vaccina, dacă intelectualii se vaccinează și ceilalți nu, vor să fie și studii din astea. Nu a făcut nimeni un asemenea studiu, dar se întâmplă ca această decizie slabă să fie luată într-un oraș care este așa cum este, sărac, fără locuri de muncă, cu această precădere către boli, către a nu merge la doctor, a nu ne consulta, iar în orașele care accesează această posibilitate, mi se pare că există un trai mai bun, sau cel puțin așa cum văd eu, fără studiu, un trai mai bun,
oameni care sunt mai duși pe la doctor și da, da, hai să luăm, că zici de dus la doctor, să luăm situația spitalului județean. Acolo nu trebuie să-i ducă nimeni la doctor, că sunt deja ei doctori, da? Sau asistenți. Și îngrijesc mai mult de sănătate. Spitalul județean este codaș la vaccinare într-un grafic al spitalelor din țară. Păi numai codaș, asta spun. Aproape 45% din cadrele medicale de la spital, de la Giurgiu, s-au vaccinat, în timp ce la Bolintin Vale, de exemplu, procentul este de aproape 100%. 3 sau 4 cadre medicale de acolo nu s-au vaccinat, fie din motive medicale, de alergie și... Așa că situația mi se pare că e pe tot palierul la noi, la Giurgiu, pentru că dacă medicii ei n-au dat ei un semnal important, nici oamenii nu i-au urmat și pentru nici cei... Pentru că iau, în sondajul de care vorbeai tu, Nicol... Dacă de la o anumită secție din spital nu s-a vaccinat medicul, nici cei de sub medic nu au mers să se vaccineze în speță, infirmiere, asistente și așa mai departe. Dau înapoi și spun acolo unde ai citit în sondaj cui aparține decizia de a vă vaccina sau nu. 44% medici, păi primii pe listă. Dacă la Giurgiu medicii, uite, nu vin medicii la noi la televizor aici, cum ies la celelalte posturi din țară, să vorbească, să fie toată ziua pe televizor și să spună, uite băi, eu, șeful de la oncologie de la Giurgiu, mă vaccinez, pentru că așa consider eu că... Deci la noi nu, la noi se tace mâlc, da, e puțină transparență. Iar în alte orașe sunt cozi. Exact. Nu știu, ceva nu funcționează. Da. Mă bucură foarte tare prezența doamnei doctor în interviul nostru de astăzi. Foarte deschisă, foarte comunicativă și parcă îți dorești să te duci să o mai întrebi de vorbă și să afli ce se întâmplă. Eu mă duc să o mai întreb de vorbă, pentru că am stat astăzi ceva timp de vorbă cu domnia sa. Este foarte deschisă la dialog și are o altă modalitate de a explica lucrurile, adică exact pe înțelesul fiecăruia, cu exemple, da? Pentru că de-aia are o școală de epidemiologie în spate și poate să ne explice, dar... Dânsa chiar își dorește să rămână la Giurgiu, da, asta, da. Apropo de... Este un medic detașat aici la DSP, dar care s-a atașat și vrea să rămână aici la Giurgiu. Sperăm să rămână, pentru că Giurgiu nu a avut niciun medic, nu are niciun medic epidemiolog. Cei doi care sunt la DSP sunt detașați din alte județe. Apropo de rămas sau de plecat, vine o vreme când trebuie să ne despărțim și de lucrurile care ne plac foarte tare și chiar dacă reprezintă o pasiune și pasiunea îmbinată cu ceea ce știm să facem reprezintă menirea noastră pe lume, din care putem să și câștigăm bani, profesia noastră de zi cu zi, încă un pompier giurgiuvean s-a retras din activitate, pentru că este vorba și aici tot de o meserie nobilă, o meserie destul de... importantă, adică foarte importantă, este vorba despre un pompier care a participat la sute de misiuni de asanare și distrugerea muniției și a pus de nenumărate ori viața în pericol pentru a-i salva pe semenii săi și își aduce aminte de toate ca și cum s-ar fi întâmplat astăzi. Este vorba despre plutonier adjunct Stan Marian, care astăzi a efectuat ultima sa zi de serviciu din cadrul detașamentului de pompieri ISU Giurgiu. Plutonerul adjunct Stan Marian s-a retras din activitate, însă cu siguranță va rămâne cu sufletul alături de Salvator și mai ales de echipa de pirotehnicieni care va duce mai departe munca sa. Îi dorim și noi pensie ușoară și o viață liniștită în continuare, dar fiindcă tot vorbim despre vieți. Și pompierii care erau mari donatori de, sunt doar mari donatori, da, de sânge. Da, și pompierii și jandarmii periodic merg să doneze sânge la centrul de transfuzii de aici, de la Giurgiu. Ei bine, astăzi o situație cel puțin bizară la centrul de transfuzii Giurgiu, pentru că giurgiuvenii nu au putut dona, deși au mers încă de dimineață. Probabil ați văzut în weekend, au circulat pe rețelele de socializare, dar și în mass media, mai multe apeluri pentru donare de sânge. Un caz disperat al unui tânăr de 19 ani din satul Dobreni, dar și al unui giurgiuvean, Iulian Teodorescu, ce are nevoie de sânge grupa A pozitiv și pentru care familia a cerut ajutor. În urma acestor apeluri, mai mulți giurgiuveane au mers de dimineață la centrul de transfuzii să doneze sânge, dar au fost nevoiți să plece fără a dona, pentru că nu au găsit acolo decât o asistentă medicală, iar medicul
Era de negăsit. A fost sunat pe telefonul mobil, căutat la domiciliu, nu s-a putut da de acest medic și așa că oamenii au fost sfătuiți să vină în alte zile, în ce zile nu se știe, pentru că nu era afișat un program al donărilor aici. Și totul Giurgiu se întâmplă în contextul unui campanii în care pe se spune Facebook, că e criză de sânge în spitale, da, și... Și se caută sânge pentru un tânăr giurgiuvean. De exemplu, Iulian Teodorescu se numește, care are nevoie de sânge grupa A+. Da. Acum v-am trimis, v-am zis și noi, haideți să donăm. Și celălalt tânăr de 19 ani din Dobreni are nevoie de zero pozitiv grupa de sânge. Dar persoana, una dintre persoanele care a mers să doneze acolo sânge, a și întocmit două sesizări, una către Consiliul Județean și una către conducerea Prefecturii Giurgiu, pentru a vedea ce se întâmplă în acest caz, ce se întâmplă la centrul de transfuzii de la Giurgiu. Nu am primit un răspuns până acum, probabil se analizează, se încearcă găsirea unei soluții, pentru că sunt vieți ale oamenilor care depind de noi, de cei care vor să-i ajute și uite că ne-am întocmit și la acest capitol. A ajuns cetățeanul care dorea să facă această donare de sânge cu telefonul către redacția noastră și mai exact către Nicoleta Pană și a cerut acolo îndrumări, motiv pentru care, exact așa ca și noi aici la TV Giurgiu Tribun, unde avem sloganul Ia atitudine, donatorul presupus și doritor să doneze sânge a făcut o adresă către Consiliul Județean Giurgiu în care și-a spus doleanța și a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat astăzi în demersul său de a dona. Găsiți adresa pe site-ul nostru www.giurgiu-tribune.ro. Vă invităm să luați atitudine și să faceți alături de noi același lucru, să luăm atitudine asupra problemelor care ne frământă, ne înconjoară și să încercăm să le facem față și împreună cu autoritățile să le dăm de cap, ca să zic așa pe românește. Pentru că... Uite, avem și un comentariu legat de acest subiect. Două chiar au apărut până acum. Unul legat de vaccin și unul legat de centrul de transfuzii. Legat de vaccin, ne spune doamna Maiuru Milena Ștefania că este adevărat, suntem oameni cu scaunul la cap, nimeni nu este antivaccin în contextul în care ne-a vaccinat Ceaușescu și pe față și pe dos, dar pe vaccinuri bine testate și studiate de virusologi renumiți. Giurgiuvenii nu sunt proști și nici antivacciniști, ne abținem deocamdată. Vă mulțumim pe această prezentare, ceva funcționează super ok la școala medicală Giurgiu, înseamnă că nu sunt încă vânduți totalmente. Și legat de donație, să doneze că a dispărut domnul medic specialist de la centrul de transfuzii. De sărbătorile de anul nou era pe baricade, era singurul nebun la datorie. Acum s-a evaporat. Unde mama naibii este? O fi pe vreun vârf de munte atârnat acolo la mintea dânsului, unde e multă carte, este și nebunie. Nu ne putem pronunța. Noi n-am acuzat de ceva pe domnul. Poate doctor. Are vreo problemă medicală, poate are vreo problemă în familie, dar noi doar am sesizat că medicul nu este de găsit. Nu putem să-l acuzăm acum. Dar nici nu putem să nu spunem că s-a întâmplat lucrul ăsta. Există modalități prin care își poate motiva absența, să spunem așa. Așteptăm și noi răspuns din partea autorităților cu privire la această dispariție și la această situație nemai întâlnită la centrul de transfuzii, pentru că nu am mai auzit până acum să meargă cineva și să nu poată dona. Între timp, cei care sar în ajutor sunt pompierii și iată, astăzi au avut o intervenție mai inedită, așa, mai ieșită din comun, la un solar din localitatea Novaci, un solar care era încălzit cu ajutorul unei centrale termice și care probabil din cauza jarului sau a scânteilor căzute pe materiale combustibile s-a ajuns la acest incendiu. Se ardea cu flacăre deschisă, mai multe lădițe din plastic, iar solarul era inundat cu fum. În urma incendiului au ars folia solarului pe o suprafață de 30 de metri, aproximativ 100 de lădițe cu bulbi de lalele și în jur de 30 de saci cu peleți.
Îmi pare rău de celelalte ele, sincer să fiu, și de munca omului. Se întâmplă, pentru că... eu știu acele mașini de făcut căldură, sau nu știu cum se spune. Aici, da, era o centrală termică. Și centrală termică, trebuie însolarea anumite condiții îndeplinite, și de umiditate, și da, de aer. Da, era pe lemne, pe peleți ceva, și atunci și foarte inflamabil. Da, ne ferește. Acum, ce să zic, plantele, știm că noi suntem în simbioză cu natura și noi obținem oxigen de la plante, noi dându-le dioxid de carbon, și atunci oxigenul știm bine întreținerea, arderea, și atunci cu atât mai mare este pericolul într-o seră, trebuie foarte bine ventilat, adică să circule aerul, mă rog, e o întreagă știință și cum să încălzești într-o seră, dar iată, apropo de pompierii giurgiuveni, iarăși am revenit cu titlul de glorie asupra lor și au mai făcut o faptă bună, pentru că s-au pomenit niște locatari cu mașina în scara blocului. Au intervenit, cum spuneam, pompierii giurgiuveni ieri după amiază pentru a preveni un eventual incendiu sau chiar o explozie pe strada Negru-Vodă din municipiu, pentru că pericolul a fost creat de un autoturism care a părăsit partea carosabilă și a intrat în scara unui bloc, acolo unde a avariat conducta de gaze. În zonă se simțea un miros puternic de gaze și pompierii au trebuit să asigure perimetrul. 5 persoane care locuiau pe scara respectivă au fost evacuate, iar ceilalți locatari au ieșit singuri în momentul în care au auzit impactul. A fost de asemenea nevoie și de intervenția echipajelor de la Societatea de Furnizare a Gazelor pentru a lua măsurile necesare. S-au deplasat și pompierii cu o auto specială, o descarcerare și o ambulanță SMURT. Nu a fost necesară intervenția paramedicilor și totul s-a terminat cu bine. S-a evitat, iată, o explozie, pentru că accidentele mai produc și asemenea evenimente. E bine când totul se termină cu bine, da. Pentru că de foarte multe ori cădem în depresie. 18 ianuarie, Blue Monday sau Lunea Albastră, este astăzi sărbătorită întotdeauna în a treia zi de luni a fiecărui an, fiind considerată cea mai tristă zi. Ei bine, dacă știați sau nu de lucrul acesta, este o denumire din engleză, pentru că este vorba de mai multe criterii sau mai puțin științifice. În urmă cu 15 ani a fost marcată această zi, un prilej de a reflecta asupra uneia dintre bolile acestui secol, depresia. Poate vi se pare un pic haios ceea ce spunem că este această zi intitulată așa, dar dacă luăm lucrurile în serios, ar putea să aflăm amănunte care să ne dea de gândit. Stăm de vorbă acum cu doamna psiholog Monica Lăceanu despre acest fenomen. Bună ziua, doamna doctor, ne auzim? Bună ziua, vă aud. Mulțumim că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi. Și eu vă mulțumesc pentru interesul pentru acest subiect. Doamna doctor, aceasta este concluzia la care a ajuns un psiholog britanic care a fost interesat să găsească această formulă, eu știu, matematică, prin care să găsească cea mai importantă, cea mai deprimantă zi din an, în funcție de faptul că au trecut sărbătorile, că urmează, am rămas mai fără bani, urmează să ne achităm datoriile. Încotro mai loc mai suntem și în contextul ăsta pandemic, nu mai zic că acum 15 ani nu calculase dânsul. Dar conceptul de lunea albastră este marcat astăzi. Cum vi se pare depresia ca fenomen la nivelul țării noastre percepută și la nivelul județului Giurgiu? Este luată în serios? Categoric este luată în serios. Statistic vorbind, anual sunt raportate în România în jur de 300.000 de noi cazuri de depresie. Și această cifră reprezintă pacienții care sunt luați în evidență și ca atare tratați. Realitatea însă ne spune că ne confruntăm cu o cifră mult mai mare. Există o grămadă de oameni care se confruntă cu aceste simptome și din anumite motive nu ajung să se adreseze medicului sau psihologului. Cu siguranță și în județul nostru, din multe motive, este o situație alarmantă în ceea ce privește depresia și la nivel mondial, Organizația Mondială a Sănătății a constatat că undeva între 30 și 40 de secunde o persoană se sinucide din pricina depresiei. Deci lucrurile sunt cât se poate de serioase și cât se poate de dramatice. Spuneți că sunt
că poate să ajungă până la sinucidere. Până la urmă, din câte spun psihologii, dumneavoastră psihologii, niciun om care ajunge să comită suicid nu este declarat sănătos în cap, cum spunem noi pe românește. Adică ceva i s-a întâmplat. S-a dereglat ceva. Da, este o consecință a depresiei, este un stadiu al depresiei. Vreau să fac precizarea și pentru toată lumea și bine că ați spus această întrebare. Depresia este o tulburare afectivă care nu afectează discernământul. Deci, într-un mod greșit, oamenii care suferă de depresie sau de tulburare anxioasă sunt etichetați drept nebuni și marginalizați de către societate. Dar se ascunde, subiectii în general ascund faptul că suferă de această, hai să-i spunem, boală sau afecțiune? Da, eu cred că dar doamna Monica Răcean... Vreau, Nicoleta, vreau să vă referitor la ce v-a întrebat Camelia. Eu cred că sunt ascunse de cele mai multe ori aceste afecțiuni și depresia în general, atâta timp cât asistăm la sinucideri din partea unor oameni din instituții, să zicem, din poliție, din alte domenii, oameni care au ieșit în regulă la testele psihologice. Categoric da, și cauza este stigma pe care societatea o pune asupra acestor oameni. Stigma care nu are niciun fel de legătură cu, decât cu faptul că cei care stigmatizează și cei care etichetează oamenii din jur în funcție de suferințele pe care le au, sunt ei, la rândul lor, oameni cu probleme. Oameni cu probleme în sensul că nu înțeleg și nu au suficiente informații despre acest lucru. Și este o realitate pe care vreau să o, amintesc și care multă lume se regăsește. De cele mai multe ori, deși medicul psihiatru și psihologul sau psihoterapeutul sunt obligați să-ți mențină confidențialitatea. La un moment dat însă lucrurile se pot afla. Sunt foarte mulți angajatori care refuză sau angajarea unor persoane care suferă de depresie și anxietate dacă declară acest lucru, deși, repet, este o tulburare afectivă care nu presupune pierderea discernământului. Iar pe de altă parte se poate întâmpla ca și o mare parte dintre colegi, pentru că discutăm de un climat organizațional și de o dinamică total nesănătoasă în instituțiile din România, pe de altă parte poate fi permanent stigmatizat, dacă nu chiar marginalizat și șicanat de către colegi. Adică... În momentul în care se întâmplă toate lucrurile astea, pe lângă suferința depresiei, pentru că depresia este o durere, o rană internă, care poate să afecteze viața omului în cele mai multe domenii, fizic, spiritual, financiar, relațional, economic. Depresia nu înseamnă numai tristețe și numai să stai în pat și să spui, să te acoperi capul, să nu vezi pe nimeni. Depresia se traduce prin anhedonie, prin lipsa de energie, prin aspecte care te fac ca, la un moment dat, să nu mai funcționezi nici social, nici profesional, nici familial. Cum putem să ajutăm noi, să ne ajutăm noi, între noi semenii, cei care, eu știu, suntem mai bine sau, eu știu, mai puțin bine, că poate și noi, la rândul nostru, trecem, nu există o fericire permanentă la nimeni. Dar cum depistăm pe cineva care are această problemă? Cu siguranță putem ajuta. Și vă precizez un lucru foarte simplu. Putem ajuta numai prin faptul că ne pasă. Ați amintit faptul că nu e fericire la nimeni. Categoric nu. Viața are o dinamică care presupune și zile bune și zile triste și tulburări ale dispoziției și oarece lucruri care vin din afara noastră și contexte diferite și tot așa. Problema este să ne pese. Problema este că în momentul în care decizăm astfel de lucruri, și anume tulburări ale somnului, un apetit alimentar scăzut, stări de tristețe acute, dureri, diferite acuze de dureri, probleme digestive, lipsa concentrării. Cam astea sunt semnele pe care le putem observa și chiar dacă ceilalți nu ni le spun. Cu atât mai mult dacă ni le mărturisesc. Important este ca atunci să-l sfătuim să se adreseze specialistului. Și vreau să mai spun că, într-adevăr, la fiecare dintre noi apar probleme de genul acesta și sunt zile în care putem avea o stare de tristețe, poate chiar zile la rând. Însă, depresia poate dura de la... Asta nu înseamnă depresie. Ea poate dura de la zile până la luni sau chiar ani, însă aceasta devine patologică numai când durează de la 4-6 săptămâni încolo. Deci, dacă cineva din anturajul dumneavoastră sau dacă vi se spune despre cineva care are acest soi de manifestări, cu
fără întârziere, trebuie să-i sugerați să aveți de specialiști. Adică în care nu sunt alternanțe, eu știu, și cu motive de bucurie? Nu, sau... Nu. Tocmai asta spun. Pentru că celelalte sunt tulburări de dispoziție, sunt zile bune, zile proaste pentru noi toți, cu motiv sau fără motiv, uneori contest părcat, uneori sunt lucruri multe. Există și traume în viața noastră legate de cei din jur, există pierderi ale persoanelor dragi, există diagnostice grave pe care le aflăm perioada aceasta pe care ați amintit-o, perioada pandemiei. Luna noiembrie și decembrie anul 2020 sunt lunile care au fost cel mai mare necese de cât se zic statistici în România cu privire la acest aspect. Deci, în momentul de față, cam totul este deprimant. Deprimant este cuvântul cu care descriem. Dar poate să fie vorba de depresie în sine, ca și tulburare, ca și afecțiune, atunci când durează 4-6 săptămâni, poate chiar 8 săptămâni, și atunci, fără niciun fel de reținere, că suntem intruzivi în viața cuiva și că s-ar supăra oarecum pe noi, trebuie să avem chiar inițiativa de a-i sugera direct lui sau familiei, sau depinde cât suntem de apropiați și depinde de cine este persoana, de cine este vorba, trebuie neapărat să-i cerem să meargă la specialiști, la psiholog, la terapeut, la psihiatru, nu contează, la medicul de familie. Adică să nu ne fie teamă să luăm atitudine. Nu, sub nicio formă. Și, în antiteză, doamna doctor, credeți că există cumva antidotul în primăvară? Adică antidotul în ghilimele, în esența primăverii, în speranța că primăvara aduce renașterea naturii și eu știu... Nu, că este astenia de primăvară care și ea induce anumite stări. Nu știu, vă întrebăm... În primul rând, apariția primăverii, venirea primăverii are legătură cu apariția soarelui, care înseamnă mai multă vitamina D3, înseamnă un bine și înseamnă ceva benefic pentru organism, înseamnă stimularea serotoninei, pentru că soarele și lumina puternică o stimulează, poate într-un fel să ne schimbe, dar repet, dispoziția. Ne referim la dispoziție și la starea noastră în general. Însă, în momentul în care vorbim de depresie sau de o tulburare sau depresivă anxioasă, depinde de predominanța simptomelor, dar tot în această categorie și repet, de tulburare afectivă, o spun a treia oară ca lumea așteptată, e vorba de tulburare fără pierderea discernământului. Deci să nu-și mai permită o altă eticheteze semenii ca fiind nebuni sau un alt fel, atâta timp cât află, mă rog, din diverse surse că suferă de depresie sau chiar iau un tratament sau merg la psihoterapeut. Doamna doctor... Dar putem să ai o legătură. Categoric, când vine primăvara, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Asta după ce spunea colega dumneavoastră, după ce depășim și astenia de primăvară. Doamna doctor, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și așteptăm să ne întâlnim și la alte emisiuni cu subiecte asemănătoare. Cu pentru că... și apreciez interesul pentru lucrurile de genul ăsta. Și noi vă mulțumim pentru prezență încă o dată. Așadar, a fost prin telefon, în legătură directă, doamna psiholog Monica Lăceanu, care ne-a oferit date despre conceptul de lună albastră, care a apărut în anul 2005, odată cu momentul în care psihologul Cliff Arnold a descoperit formula matematică care conduce la aflarea zilei care ar urma să devină cea mai tristă zi din an. Eu zic că, Nicol... Eu nu cred într-un astfel de studiu, adică că ar exista o zi în care, printr-o nu știu ce formulă, e ziua cea mai tristă. E vorba de cercetătorii britanici, știi că ei sunt celebri. Acum sunt mai ocupați, cercetează altele. Exact așa. E o problemă mult mai amplă. Uite că eu refuz să fiu tristă și cred că ține de atitudinea fiecăruia și de modul de a gândi, pentru că atunci când spui că astăzi este cea mai pesimistă zi, e și ca și cum induci această stare, da? Păi o pui pe seama dacă ți s-a întâmplat ceva astăzi, o pui pe seama zilei, o pui pe seama lui marți 13. Să fie așa luptătoare. O pui pe seama lui vinerea neagră, o pui pe seama lui nu mai știu cui. Eu nu cred bine, în deja asta și uite, eu sunt puternică și optimistă, mai ales când vine vorba de fotbal și de Astra Giurgiu, pentru că Astra a luat bătaie de la Steaua
Actualmente FCSB cu 3-0, iar astăzi are din nou meci cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova este pe locul 3 în clasament, Astra pe 12. Cele două echipe s-au mai întâlnit până acum de 20 de ori, fiecare câștigând de câte 8 ori, iar 4 partide s-au terminat la egalitate. Așa că partida de azi va începe la ora 20, suntem și noi cu ochii pe Astra, se joacă acasă meciul aici pe stadionul Marina Nastasovic din Giurgiu, pe gerul acesta praznic, așa că trebuie să alerge să le sfârâie călcâiele ca să se încălzească, să spunem așa, și sperăm să fie de bun augur pentru Astra, care caută victoria după acest meci. Da, este vorba despre o mare pasiune, aceea de a fi microbist, lucru care îi hrănește pe foarte mult și face fericiți, chiar dacă înving sau nu echipa lor, dar întotdeauna când ai o pasiune, ai ceva în plus cu care să, nu știu cum să spun, să să-ți provoci coexiști. O stare, da, da, o stare de bine și întotdeauna nu ezitați să vă faceți o mică plăcere, nu vă refuzați un pahar cu suc numai pentru că nu se... Trebuie să bei o băutură carbogazată, atât timp cât nu e un nu știu, cât prea nu devine mult, sau o prăjitură, da, sau un film din când în când, măcar și la programele astea de care oferă filme online, sau eu știu ce pasiune aveți, o carte, sau dacă v-ați propus, cum și-au propus mulți anul acesta, să citească mai mult decât în alți ani, tocmai pentru că au stat închiși în casă și au redescoperit pasiunea. Cred că s-a citit sau, mai mult anul ăsta, dacă cu siguranță. E, căutăm sau o statistică. Sau, nu știu, ceva care să vă facă bine, în fiecare zi gândiți-vă să faceți pentru voi un lucru bun, asta ca să dăm așa un pic o notă de bună dispoziție acestui final de Breaking News de astăzi. Pentru că mai urmează vreo două nopți geroase la Giurgiu. De miercuri am înțeles că un var de aer cald va intra în România. Cresc chiar temperaturile la plus 8, plus 10 grade Celsius, un fel de primăvară după gerul acesta. Așa că îndeletniștiți-vă cu ceea ce vă face cel mai mult plăcere, găsiți-vă hobby-uri care vă destind și pentru că trebuie să stăm mai mult în casă, zilele sunt scurte, iar nopțile sunt lungi și suntem sigure că veți găsi ceva util de făcut, chiar și să ne urmăriți. Și iată încă un comentariu pe final, felicitări doamne psiholog Monica Lăceanu, care în opinia mea, spune doamna Maiuriu, Milena Ștefania este printre cei mai buni psihologi din Giurgiu, foarte adevărat, anxietatea nu înseamnă lipsa discernământului, sunt intelectuali, oameni cu volum mare de muncă, stres profesional, probleme financiare și matrimoniale și toate aceste probleme suprapuse duc la gânduri negre, frustrări și închidere în sine, care duc la stări grave, ne mai spune dânsa. Îmi cer scuze de mii de ori, mi-a spus de greșeala, găsiți comentariul dânsa și vedeți la ce se referă acolo vis-a-vis de un alt subiect pe ordinea de zi azi la Breaking News. Iată-ne și la final. Noi vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și să aveți o seară și o după-amiază pline de căldură. Mai bine. În cap, noi suntem primii care am ajuns la fața locului și încercăm să obținem un interviu cu... Trei morți și doi răniți astăzi după ce în explozia de aer au pierit peste 20 de... Dublu viol, mamă și fiică violate la ele acasă după ce au fost jefuite de către un individ care s-a fugit. TV Giurgiu Tribun îți propune altceva. Altceva. Ia atitudine. Ia atitudine.